Am revenit a doua parte a emisiunii noastre. Reamintim, în studioul Campus TV, Cătălin Avramescu, președinte PNCC de Buzău, și tânărul Dan Alexandru Nicolescu, prim-vicepreședinte al PNCC de Buzău, fost consilier personal al primarului Constantin Toma, jurist, analist de business și arheolog subacvatic. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre tăierile de copaci din centru. Între timp am găsit pe Facebook o postare datată acum o oră de către avocata Roxana Mihaela Constantinescu. Este o postare mai, să zicem, consistentă, însă dați-mi voie să vă citesc foarte, foarte repede, și care spune așa: trecând peste durerea despărțirii de pomii noștri dragi, plantați de pe vremea copilăriei mele, să ne primim noi, tovarăși de viață, cu bucurie. Pomii sunt orice. Ar fi păcat să nu îi susținem, măcar cu gândul să se prindă, să le meargă bine în pământul afânat, să ne trăiască și să ne înflorească viața. Am avut curiozitate să caut proiecția imaginii de viitor a acestora. O veritabilă sakura buzoiană, ordine și disciplină pe fiecare stradă ne sunt promise pentru primăvara aceasta. Alegerea platanului ca specie de copac stradal nu a fost făcută întâmplător, ci cu gândul că acesta poate face parte din categoria arborilor seculari, cei care dăine. Un platan poate atinge vârste onorabile, socotite în secole, atingând înălțimi de invidiat și circumferințe mari ale trunchiului. Am găsit o comună în care s-au plantat 2500 de platani, în județul Timiș. Bucureștiul și-a ales și el anul trecut această specie. Suntem prea sărați să ni se întâmple așa ceva. În plus, sakura este un simbol al efemerității vieții în cultura japoneză. Florile de cireș au o durată scurtă de viață, dar sunt incredibil de frumoase, colorate și parfumate. Simbolic, astfel este datoria fiecăruia să se bucure de viața sa și să trăiască prin cele mai frumoase momente ale sale. Realizările edilitare din acest an sunt făcute să dăinuie. Buzăul anilor ce vin se va distinge prin arbori seculari într-un bărgan fierbinte. Să fiu sinceră, spune doamna avocat Roxana Mihaela Constantinescu, aș fi păstrat teii ca specie tradițională, așa cum sunt ei, plini cu miros îmbătător, castanii cu florile lor inconfundabile, și aș fi adăugat acolo unde se pretau mesteceni cu coajă albă, eleganți, distinși. Și în ultimul rând aș fi plantat stejari, mulți, puternici, asemenea celor care de odinioară din parcul Crâng. Să fie aparat orașul, de jur împrejur, ca odinioară cei din vechii codri ai Vlăsiei. Într-un an ne vom bucura de o infuzie florală de tinerețe cu mult verde. Spune doamna Roxana Mihaela Constantinescu, o doamnă care privește viața cotidiană a orașului nostru. Gânduri sensibile, de altfel. Da, și pe care le așează într-adevăr cu o sensibilitate unică, și împarte aceste trăiri, sentimente cu ceilalți buzoieni. Nu vreau să comentăm ce a spus doamna, pentru că cred că a spus totul. Uh-huh. Într-un echilibru ca un copac așa frumos înflorit. Cineva zice așa, întreabă dumneavoastră, domnul Nicolescu, dacă sunteți consilier peisagist. Nu calificat, clar nu, dar pot să am un ochi estetic care să spună ce ulterior și informat tehnic care să spună un anumit argument, dar nu calificat, nu. Altcineva întreabă dacă la case nu se poate izola termic cu ajutorul primăriei, în 5 ani putem plăti eșalonat. Iată, apropo de începutul ăsta cu blocurile astea, nouă blocuri. Vedeți, da, exact. Ideea prinde și oamenii încep să se afilieze la ANCE, și dacă nu există dispozitiv, mecanism legal care să-i susțină acum, poate, iarăși nu cunosc că nu am cercetat acest domeniu, poate să existe anumite instrumentări prin Uniunea Europeană care să-i susțină, că trebuie să fie ceva de genul ăsta, și dacă nu este sigur, poate să apară în alt orizont. Cineva întreabă cum rămâne cu abonamentele noastre ale pensionarilor. Vom mai circula și în martie gratuit? Da, mă rog, ne interesăm. Între timp se aude că s-ar prelungi aceste abonamente și în martie. Nu s-a luat oficial o decizie, dacă nu mă înșel. Bun, haideți să mai urmărim un material și trecem... bun, dacă tot vorbim de transbus, transportul extins în zonele comerciale.
Haideți să urmărim materialul ăsta legat de mai multe trasee care vor devia oarecum pentru a duce cetățenii către noile zone comerciale din municipiul Buzău. Și revenim după aceea. Patru trasee de transport în comun din oraș își vor modifica graficul de circulație începând de la 1 martie. Autobuzele 3, 4, 5 și 10 vor avea stație și la hipermarketul inaugurat de curând în bariera Ploiești. Este o primă măsură din cadrul unui proiect mai amplu ce va viza amenajarea unui terminal intermodal, inclusiv o haltă CFR, în zona fostului poligon auto. Odată cu demararea acestei investiții în zonă, Transbus dorește să își sporească încasările odată cu această nouă investiție, pentru că e clar că foarte mulți buzoieni își vor face cumpărăturile în zonă, motiv pentru care vor fi prelungite aceste linii de transport. Va fi amenajată o alveolă împreună cu o stație modernă imediat pe dreapta, imediat lângă acea benzinărie de pe strada Unirii. Buzoienii vor avea astfel mai multe posibilități de a ajunge la noul magazin, mai ales că în curând un al doilea centru comercial important va fi deschis în bariera Ploiești. Există însă și un inconvenient care ar putea produce nemulțumiri în rândul conducătorilor auto care trec prin poarta de sud a Buzăului. De obicei, traficul este aglomerat în zonă, iar prezența mai multor autobuze de dimensiuni mari pe traseu ar putea produce sincope. Exemplul celeilalte zone comerciale din nordul orașului, unde circulația devine sufocantă, este elocvent. Edilii cred însă că prin prelungirea liniilor de autobuz, mulți dintre buzoieni se vor îndrepta către sudul orașului și astfel se va reduce aglomerația de la ieșirea din oraș către Mărăcineni. O altă idee vizează eliminarea aglomerației din zona de nord a orașului, pentru că zona comercială actuală a devenit sufocantă în perioada weekendului. Într-adevăr, se înregistrează blocaje în trafic, motiv pentru care, odată cu prelungirea acestor trasee ale transportului în comun, dorim să încurajăm cetățenii să folosească sau să apeleze și la alte zone comerciale, astfel încât să încercăm să fluidizăm traficul în zona de nord, acolo unde în perioada imediat următoare vor începe și lucrările la podul de la Mărăcineni, motiv pentru care noi credem că vor fi mari probleme în trafic. Proiectul de finanțare, în care este inclus și terminalul intermodal din bariera Ploiești, va fi depus în această primăvară. În cazul în care finanțarea va fi aprobată, cel mai optimist termen pentru începerea lucrărilor va fi anul 2019. Da. E un lucru firesc ca, iată, în zona asta de sud, care începe să se dezvolte din ce în ce mai mult, prin apariția acelui supermarket, e normal să mutăm traseele astea publice de transport public și în zona respectivă mai multe? Este normal și oarecum optim ca să se faciliteze ajungerea oamenilor, clienților care vor să ajungă acolo și n-au alte mijloace, prin mijloc de transport în comun și astfel să se creeze linii care să-i ducă acolo. Este o responsabilitate a municipalității să facă lucrul acesta prin societatea ce îi cade sub putere. Și cred că da, așa gândesc că este o schimbare, plus că ajută la decongestionarea traficului din nord, mutând unii clienți care merg acolo în partea sudică. Da, anumite persoane, și din ce rezulta din material, anumite persoane își manifestau îngrijorare că traficul va deveni mai intens. Nu cred că prin 2-3 autobuze care vor circula pe acolo se pot apărea probleme de trafic, din contră. Mulți clienți care ar fi venit cu mașina la aceste supermarketuri vor prefera poate să meargă cu autobuzul. Deci traficul va deveni mai ușor. Da, și asta cade un pic și în responsabilitatea și răspunderea cetățeanului, pentru că să degrevezi traficul, să-l ușurezi, nu este să afirm că o mașină mare duce la congestionare, decât dacă acea mașină mare este goală, iar felul de transport rămâne același, și anume că cetățeanul preferă să meargă cu mijlocul propriu de transport. Dacă ne-am urcat mai mulți în mijloace de transport în comun și am lăsat mașina acasă, am vedea că
traficul, în schimb, se eliberează, devine mai fluent. Da, mai avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara, domnul Mihai, ne-am întrebat și invitaților. Ca o glumă cu cei arbori tăiați, probabil la mai avut lemne de fumă undeva. Bine e, e tot că se schimbă ceva, dar cu totul altceva vreau să întreb. Vă rog. Ori nu știu eu, ori într-adevăr nu există sau a existat și nu mai există. Pe traseul 2, la, perimarketul cel nou acum, de la autogara de Nord acolo, la galeria. Așa. Doi oare, la Carrefour, la dus spre Mărăcine, dar la întors este mai micro 3 aici, la aproape de Prutului. E o distanță foarte mare acolo, ținând cont de faptul că sunt două centre comerciale destul de mari, autogara. Este omul cu bagaje de la perimarket, da, mă rog, jos până din zonă. Nu există o stație. Deci stațiile autobuzelor sunt de fapt cam vis-a-vis una față de cealaltă, la sensul invers. Acolo nu există și ar fi posibil stație, fiindcă cât ține tot parcul, tot perimetrul cu parcarea, cu toate rest, este un trotuar destul de mare, pe care probabil nu circulă nimeni. Eu n-am văzut pe nimeni circulând, că acolo sunt niște spații comerciale și mai departe începe cartierul Orizont. Da. Deci se poate face un refugiu și o stație ca să poată iasă omul cu bagajul din supermarket, să urce într-un autobuz să vină în oraș. Ne-am notat... Ori vine tocmai în stația lui 3 sau al lui 5, ori tocmai dincolo la Prutului. E departe, oricum, pentru, mai ales pentru cei mai în vârstă și mai au și probleme de sănătate, este cam mult cam departe. Mulțumim, ne-am notat și o să le transmită celor de la Transbus această doleanță. Mai avem timp să difuzăm materialul cu Gloria? Deci nu mai este timp. Bun, înțeleg că Gloria are buget generos în acest an. Până la urmă este și normal, atât timp cât municipalitatea și-a asumat că va face din acest club SCM Gloria Buzău un club cu performanțe. Între timp aflăm de ultimă oră Vasile Niță și apropo de SCM Gloria Buzău nu va mai fi director general la SCM Gloria Buzău. Primarul Constantin Toma a decis să nu-i mai prelungească contractul. Era cu titlul interimar, era director interimar domnul Niță. Domnul Niță se va ocupa în continuare doar de secția de rugby. Așadar, e decizie de ultimă oră a edilului șef. Au fost mai multe variante în această săptămână vehiculate și iată că s-a concretizat faptul că Vasile Niță nu a mai fost agreat de către conducerea Palatului Comunal pentru a fi director general la SCM Gloria Buzău. Luni o să revenim cu mai multe amănunte. Deocamdată nu s-a luat o decizie în privința celui care îi va ține locul domnului Niță sau cel care va veni și va prelua cu mandat până la urmă, poate pe o perioadă determinată, nu neapărat interimar, foarte pe scurt. Da, nu cred că sunt prea multe de comentat în acest aspect. Nu știu, nu cred că e vorba neapărat despre un conflict între domnul Niță și domnul Toma. Cred că pur și simplu domnul Toma vrea să testeze mai mulți oameni, să vadă care ar fi managementul optim pentru acest proiect și cred că dacă lucrurile vor continua în felul acesta, se va ajunge la un club destul de puternic, Gloria Buzău. Da, domnul Nicolescu, vă rog. Am să spun doar despre intenția de a bugeta acest club cât mai bine, ca să iasă și performanță. Mă gândesc că mai ales în domeniul fotbalului este nevoie de mai mulți bani, în general fotbalul fiind un sport care atrage fonduri, dacă este lucrat, dacă este manageriat cum trebuie, se și câștigă apoi din urma acestei investiții, fiind cam cel mai apreciat sport la nivel mondial, cred că este cel mai apreciat. Iar în
ceea ce privește schimbarea și renunțarea la domnul Vasile Niță, cred că l-am cunoscut pe dânsul. Știu că avea o strânsoare de mână foarte puternică. Da, da, da. De ruibist. Da, da, da. Nu cred că ăsta e motivul pentru care nu mai strânge mâna foarte tare. Dar nu am, în lipsă de date, automat nu am, da, opinie, că nu pot să știu. E ok partea asta de buget, că până la urmă, fiind și jurist și analist de business, aveți evident o opinie legată, da, de buget. În general, investițiile în fotbal răsplătesc dacă nu sunt făcute decât de oameni care au coloană vertebrală. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumim pentru invitație. E o surpriză plăcută a fost pentru mine. Evident că o să vă mai invit și la alte emisiuni. Apreciez. Și o să discutăm și despre alte subiecte. Încă o dată mulțumim. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV. În câteva minute, Magda Ionescu vă așteaptă la o nouă emisiune de ale Buzeanului. Numai bine, un weekend excelent vă doresc. La revedere!